Dimineața, sunt Tatiana Andrieș și astăzi dimineața voi veni din nou cu un tutorial pentru doamnele începătoare. Vom face această coroniță pe care eu am lucrat-o în culoarea roșie, am lucrat și în culoarea alb, doar că nu am decorat-o încă. Din capetele de fire care le aveți de la diferite lucrări, puteți executa aceste modele micuțe. Nu necesită mult fir, nu necesită mult timp, totul este foarte simplu și ușor. Eu voi folosi culoarea verde pentru că se va vedea bine pe fundal, apoi voi folosi croșetul. Numărul 3 adaptat acestui tip de fir este o bucățică de fir Liza Lurex care mi-a rămas din lucrările mele, o fondiță cu diametru de 0,6 cm, apoi voi folosi o mărgeluță albă pentru a decora. Dacă doriți, puteți pune o steluță roșie, însă albul merge mai bine în ton cu culoarea verde. Chiar și o mărgeluță verde putem pune. Și apoi lipiciul lichid pe care îl folosesc eu, dumneavoastră puteți folosi lipiciul la cald. Fiind prezentate materialele, bineînțeles, vom avea nevoie și de foarfece. Eu propun să începem să lucrăm. Voi începe cu un ochi de lanț, după care voi continua cu un număr de 12 ochiuri de lanț. Acesta nu îl vom pune la socoteală, primul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 și 12. În acest moment vom închide în cerc lucrarea noastră. În primul ochi de lanț, cel care spuneam că nu-l punem la socoteală, o închide cu fir alunecat. Din acest moment voi lucra mai întâi 3 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu. Apoi voi face cel de-al patrulea care va fi ochi de separare între piciorușe. După care vom continua lucrând un număr de 20 de piciorușe duble în interiorul acestui cerc format, separate de un ochi de lanț. Deci vom lucra un total de 20 de piciorușe duble, iar fiecare va fi separat de un ochi de lanț. Am prins un pic în spate și capătul firului, după cum vedeți, pentru a-i da mai multă stabilitate și vom continua lucrarea noastră, lucrând aceleași piciorușe duble separate de un ochi de lanț, iar noi ne întâlnim după ce vom lucra aceste 20 de piciorușe duble și vom continua coronița. Am lucrat cele 20 de piciorușe duble. Acum voi face ochiul de lanț de separare și voi închide în cel de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș. Voi închide cu fir alunecat. În acest moment voi începe să lucrez 1, 2, 3 ochiuri de lanț care vor corespunde unui picioruș dublu. Iau firul pe croșet, voi intra în corespondența aceluiași picioruș. Voi face un picioruș dublu, 2 ochiuri de lanț, 1, 2 și voi continua cu alte 2 piciorușe duble în corespondența aceluiași picioruș. Deci un picioruș va, din rândul anterior, va continua cu 2 piciorușe duble, 2 ochiuri de lanț și alte 2 piciorușe duble. Deci, vedeți, în corespondența unui picioruș am lucrat acest raport. Acum voi face din nou 2 ochiuri de lanț, voi lua firul pe croșet, voi sări
un picioruș dublu, voi intra în corespondența următorului, deci cel de-al treilea, cum ar fi de la începutul rândului. Primul l-am lucrat, unul îl lăsăm liber, în corespondența celui de-al treilea vom intra și vom lucra din nou. Două piciorușe duble. Două ochiuri de lanț și alte două piciorușe duble în corespondența aceluiași picioruș. Și cel de-al doilea. Acum din nou vom face două ochiuri de lanț. Voi lua firul pe croșet, voi sări din nou un picioruș și în corespondența următorului voi lucra același raport. Două piciorușe duble două ochiuri de lanț urmat de alte două piciorușe duble în corespondența aceluiași picioruș. Deci, după cum vedeți, totul este foarte simplu. Nu este greu. Vom continua în acest fel, de jur împrejur. Și vom avea 10 astfel de raporturi, cum le numesc eu. Acesta este capătul de fir pe care apoi îl voi scurta. Noi vom lucra singure și ne întâlnim la capătul acestui rând. Am ajuns în corespondența ultimului raport. Am vrut să-l lucrez împreună cu dumneavoastră. Deci voi lucra două piciorușe duble. În felul acesta veți vedea și cum închidem acest rând. Două ochiuri de lanț. Alte două piciorușe duble în corespondența aceluiași picioruș din rândul anterior. Exact ca și până acum. Din nou două ochiuri de lanț. După cum vedeți, am rămas cu un singur picioruș dublu din rândul anterior, deci aceasta înseamnă că am lucrat corect. Voi închide acest rând în cel de-al treilea ochi din primul picioruș cu fir alunecat. Cu fir alunecat, acum încet mă voi îndrepta către mijlocul primului raport. Voi ajunge în cele două ochiuri de lanț care separă cele patru piciorușe duble. Deci cu fir alunecat am ajuns aici. Voi lucra 5 ochiuri de lanț. 2, 3, 4, 5. Cu aceste 5 ochiuri de lanț voi intra în următorul spațiu de două piciorușe, de două ochiuri de lanț. Voi face un picioruș scurt. Voi continua cu 5 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, 5. Voi intra în următorul spațiu de două ochiuri de lanț și voi face din nou un picioruș scurt. Alte 5 ochiuri de lanț. Voi intra în următorul spațiu de două ochiuri de lanț, picioruș scurt și vom continua astfel, făcând 5 ochiuri de lanț pe care le vom închide cu picioruș scurt în fiecare dintre spațiile de două ochiuri de lanț, indiferent că sunt între piciorușele duble sau care separ raporturile. Noi ne întâlnim la capătul rândului, apoi vom continua. Am ajuns la ultimele 5 ochiuri de lanț cu care vom închide și lucrarea. 3, 4, 5. Le voi închide exact în primul ochi de lanț unde am început acest ultim rând cu fir alunecat, în felul acesta.
Iar acum voi face un număr indiferent cât credeți dumneavoastră de ochiuri de lanț cu care voi forma partea care va veni, cu care va veni atașat coronița în brăduț. În funcție de și de mărimea brăduțului pe care îl aveți, dacă aveți brăduț natural, dacă aveți brăduț artificial, aceasta la atitudinea dumneavoastră voi lăsa. Putem pune și firul transparent, cel care nu se vede, putem pune chiar și pânglicuță subțire. Eu am făcut în felul acesta. Acum voi închide aici cu ros la bază, din nou cu fir alunecat. Voi scurta firul. Voi închide lucrarea. Capătul de fir îl voi ascunde în spate, în modul în care să dau un pic de stabilitate și lucrării. Chiar dacă acum vi se pare că nu arată prea bine, veți vedea că în momentul în care vom termina de aranjat totul, este perfect. Acest model poate fi lucrat și în firul de macrame, doar că va trebui să fie apretat, sau puteți lucra cu alt tip de fir, cu cel de care dispuneți dumneavoastră. Dacă nu aveți lisa lurex, eu, așa cum vă spuneam, folosesc capetele de fire care mi-au rămas de la diferite lucrări. În felul acesta le utilizez pentru că sunt scurte pentru a face lucrări mai mari. Voi scurta aici firul și avem, așa cum vă spuneam, mai multe posibilități de a-l pune în brăduț. Fie facem acest lănțișor, fie cu firul transparent, fie cu pânglicuță. Acum, chiar și pentru a decora coronița, avem mai multe posibilități. Se poate face în acest mod, cum am pus la coronița roșie, vedeți fundița în modul acesta. Se poate face și cu fundița petrecută de jur împrejurul coroniței, după cum vedeți. Am făcut combinație, am pus o mărgeluță albastră. Pe aici se poate trece firul despărțitor, care ne va ajuta să punem brăduț coronița, dar eu vă voi arăta acest mod mai simplu, mai accesibil dumneavoastră, doamnelor începătoare. Așa cum ați observat de multe ori, uitați-vă cât fir mi-a rămas din ceea ce aveam. Deci de aici aș mai putea face o coroniță asemănătoare. Cum v-am arătat de multe ori, pentru a face fundița perfectă, nu este nevoie de altceva decât de un pic de îndemânare și un pic de lipici. Vom pune în felul acesta glicuța, vedeți? Voi pune un pic din lipiciul lichid. Dumneavoastră veți folosi lipiciul de care dispuneți, fie cel la cald, fie puteți chiar coase, dacă nu aveți lipiciul. Acum voi ține un pic să se lipească aici, după care voi pune exact în două parte din spate. În felul acesta. Voi scurta pânglicuța în modul în care să fie aproximativ egale. Cu bricheta voi da un pic de stabilitate pânglicuță.
așa din nou un pic din lipiciul lichid aici pe spate. Voi atașa pânglicuța coroniței mele. Iar aici deasupra voi pune o mărgeluță albă. Deci, posibilitățile de a decora, ați văzut, sunt acestea, în funcție de preferințele dumneavoastră, în funcție de materialele de care dispuneți. Eu sper că vă este de folos ceea ce am învățat și astăzi, chiar dacă este un tutorial scurt. Sper să vă placă să-l lucrați. După cum vedeți, chiar și în funcție de tipul firului, mărimea lucrării este diferită. Dacă v-a plăcut, vă rog să dați un like, să lăsați un comentariu. Vă mulțumesc că sunteți alături de mine, că mă urmăriți. Cu like-urile și comentariile dumneavoastră îmi dați curaj să merg mai departe. Sunt Tatiana Andrieș, vă doresc o zi minunată, vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră și ne vom întâlni mâine cu un nou tutorial. La revedere!